Spitalul Județean face angajări după ce a primit undă verde de la minister. Cea mai mare unitate medicală din județul Sibiu a scos la concurs mai multe posturi de medici. Sunt posturi la care pot concura inclusiv rezidenții. Cele mai multe, 5 la număr, sunt pentru medicină de urgență. Alte două posturi sunt pentru ATI și tot atâtea pentru orele sau chirurgie vasculară. Până în acest moment au fost anunțate concursurile pentru două posturi vacante de medici la secția ORL, un post vacant cu jumătate de normă la medicină legală, un medic specialist și patru rezidenți la unitatea de primiri urgențe și un post vacant de medic specialist în specialitatea urologie. Posturile sunt anunțate etapizat, întrucât acest proces depinde de mai multe proceduri legale, a căror durată variază și care trebuie respectate până la momentul efectiv al publicării posturilor în discuție. Pentru postul de urologie, candidații interesați pot depune dosarele până în data de 8 martie. Selecția acestora se va face în 12 și 13 martie. Se fac publice numele candidaților care merg mai departe. Urmează o perioadă de contestații și de rezolvare a acestora, iar din 19 martie se susține proba scrisă. În 22 martie se susține proba clinică, iar în 26 martie se află numele viitorului angajat al secției. Pentru posturile din UPU, înscrierile se fac până în 6 martie. Probele scrise se susțin în 14, cele de practică în 19, iar rezultatele finale se fac publice în 21 martie. Pentru medicină legală, postul este doar cu jumătate de normă. Aici dosarele se pot depune doar până în 5 martie, iar în 25 se dau rezultatele finale. Pentru orele, dosarele se depun până vineri, iar rezultatele finale sunt făcute publice în data de 18 martie. Încă o clădire în care funcționează clase de învățământ va fi eficientizată energetic cu bani din PNRR. Este vorba despre corpul vechi al școlii 13. Valoarea investiției este de 7,7 milioane de lei. Primăria Sibiu a semnat contractul pentru modernizarea corpului vechi al școlii numărul 13 de pe strada lungă, în vederea îmbunătățirii energetice a acestei clădiri. Investiția în valoare de 7,7 milioane de lei va fi finanțată din fonduri europene nerambursabile. Cu acești bani vor fi montate panouri pentru energie verde, se vor monta pompe de căldură, se vor moderniza rețelele de iluminat, se va instala un sistem inteligent de management al resurselor clădirii, se vor instala recuperatoare de căldură, se vor termoizola pereții, subsolul și planșeul, se vor înlocui tâmplăriile, se va consolida structura de rezistență a clădirii și se va adapta imobilul conform cerințelor de securitate la incendiu. Contractul se întinde pe o perioadă de 11 luni, dintre care primele două luni sunt pentru proiectare, iar restul pentru execuția lucrărilor. Razii pe toate liniile în weekend la Sibiu, aproape toți angajații operative a IPJ au fost în weekend în stradă. Lor li s-au adăugat și jandarmii. Împreună au acționat pentru siguranța sibienilor în cadrul acțiunii naționale Blocada. În timpul acțiunilor au fost date amenzi de peste 300.000 de lei. În trafic, mai bine de 50 de șoferi au rămas fără permis și alți 75 de conducători auto fără certificatele de înmatriculare. În unele cazuri au fost întocmite dosare penale. Printre cei cercetați penal pentru infracțiuni rutiere se numără 3 conducători auto prinși sub influența drogurilor, 3 prinși sub influența alcoolului și unul pentru un autoturism nenmatriculat. În cazul unuia dintre șoferii băuți, polițiștii au descoperit și faptul că mașina pe care acesta o conducea avea un grad avansat de uzură. În ceea ce privește alcoolul la volan, recordul este deținut de către un bărbat de 49 de ani, prins pe calea Șurii Mici cu alcoolemie de 1,09 mg per litru de alcool pur în aerul expirat. Neoficial a venit primăvara. O arată natura, o arată mercurul din termometre, care ajunge până la 18 grade în cursul acestei săptămâni și o arată faptul că pe Corso de Sibiu deja s-au amenajat cartierul general comercianții de produse destinate sărbătorilor de 1 și 8 martie. Sunt deja câteva zeci de standuri, așa că sibienii care au trecut prin centru și-au putut face o idee despre ce mărțișoare vor cumpăra doamnelor și domnișoarelor. În ceea ce privește mărțișoarele, acestea variază ca aspect, mărime, preț, iar sibienii pot alege între broșe metalice, broșe suflate cu aur, ori diferite simboluri realizate din lemn, cu sau fără mesaje inscripționate pe ele. Printre mărțișoarele lucrate manual se numără și cele pictate, dar și cele croșetate. Prețurile diferă de la un produs la altul, însă cu siguranță sunt pentru toate buzunarele. Cele mai ieftine mărțișoare costă doar 50 de bani, iar cele mai scumpe se duc bine către câteva zeci de lei. Pentru cei cu nevoi mai mari, comercianții fac și oferte, așa că la unele standuri pentru 10 lei, de exemplu, pot fi cumpărate 3 mărțișoare.
Târgul abia a început. Luni, la orele prânzului, comercianții încă nu își întinseseră toate standurile, așa că este foarte posibil ca oferta să se diversifice considerabil săptămâna viitoare. De exemplu, cei care preferă să vestească primăvara cu o floare în locul mărțișoarelor de pus în piept au la dispoziție un stand în care se vând zambile și lalele la ghiveci. Acestea au avantajul că, după ce se usucă floarea, pot fi plantate în pământ și, cu puțin noroc, vor înflori și anul viitor.